Bun găsit, dragi prieteni, la noua ediție a emisiunii Univers Shakespeare. După ce săptămâna trecută am avut plăcerea de a fi introduși în atmosfera muzicii elisabetane de către muzicologul Cezar Lungu, iată că avem plăcerea să-l avem din nou invitat astăzi pe domnul Cezar Lungu, care ne va prezenta o serie de creații muzicale inspirate din opera Marelui Will. Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit și eu și regăsit, domnule profesor! Da, așa cum spuneați săptămâna trecută, Shakespeare este un geniu care transcende veacurile și el nu este important numai prin creația lui, prin ecoul pe care creația lui le-a avut în veacuri și peste veacuri. Și faptul că a fost un permanent izvor de inspirație pentru oamenii de artă, de la moartea lui și probabil în viitorime. Eu m-am gândit astăzi să ne rezervăm emisiunea unui compozitor care se numește Felix Mendelssohn Bartholdy și care a scris la 17 ani, deci la o vârstă foarte fragedă, o capodoperă a muzicii universale, care se numește Visul unei nopți de vară. Visul unei nopți de vară, uvertura lui Mendelssohn Bartholdy, pe care a compus-o la 17 ani și pe care a definitivat-o în alte variante până aproape de moarte, este o lucrare care este atât de spectaculoasă muzical, atât de frumoasă, armonic. Se leagă sunetele unul de altul, încât nu știu dacă există săptămână în care în lume să nu se cânte odată la o filarmonică sau undeva, Visul unei nopți de vară. Dar aș vrea să aflu de la dumneavoastră, scurt, ce înseamnă Visul unei nopți de vară, piesa, în creația lui Shakespeare? În creația shakespeariană, Visul unei nopți de vară înseamnă, de exemplu, luând un exemplu local, România, înseamnă piesa cu cele mai multe montări în ultimii 50-60 de ani, alături de Comedia a 12-a noapte. Este o piesă în care se întrețesc numeroase teme, o piesă foarte bogată în sugestii tematice. Este o piesă despre lumea patriarhală în care femeile sunt dominate de bărbați și sunt obligate să asculte de părinți și nu de glasul inimii. Este o piesă în care amazoanele sunt dominate de către războinici, sunt capturate și luate ca trofee pentru a deveni soții în Atena lui Tezeu. La 12-a noapte, așa cum arăta marele nostru shakespeareolog Leon Levitsky, este o piesă cu profunde implicații filozofice, în care este foarte bine nuanțată diferența între esență și aparență, între realitate și vis. A 12-a noapte, în interpretarea unor exegeți recenți, este un manifest, dacă doriți, împotriva etnobotanicelor. Shakespeare este contemporanul nostru pentru că în această piesă arată dezastrele pe care le provoacă substanțele psihotrope pe care jucăușul Spiriduș Pac le administrează unei perechi de îndrăgostiți, care în urma acestui consum de etnobotanice, de substanțe psihotrope aplicate pe ploape în timpul somnului, uită cine este persoana îndrăgită și trec prin niște schimbări de identitate, schimbări de sentimente. În fine, Visul unei nopți de vară este în același timp un spațiu al jocului, al gândirii libere,
în așa zisa pădurea ateniană, între ghilimele, opusă civilizației citadine, cetății. Este o geografie imaginară inventată de Shakespeare, în care eroii de mitologie greacă se suprapun peste personajele supranaturale care provin din folclorul celtic. Este vorba de Titania, Oberon și toți acei spiriduși din cultura celtică. De asemenea, avem un alt strat geografic, acele personaje citadine, meseriași, care montează o piesă în timpul liber, repetă o piesă, ne aduc aminte de acele trupe de amatori din vechiul regim din România, când se făceau spectacole pentru cântarea României. Deci acei meseriași care în timpul liber sunt împătimiți de arta dramatică, le place să repete și pregătesc un spectacol pentru a fi jucat la curtea lui Tezeu cu prilejul căsătoriei dintre Tezeu și Hipolita. Aici Shakespeare ne introduce discret ceea ce pe vremuri se numea o șopârlă, o aluzie la cenzura epocii în care a scris această piesă. Trage un semnal de alarmă asupra faptului că în epocă cenzura se manifesta în mod foarte violent. De aici acele aluzii în care meseriașii și-au toate măsurile, nu cumva să le sperie pe doamnele din primul rând în timpul piesei jucate, pentru a nu ajunge să fie decapitați. De aceea leul jucat în piesă de către unul dintre meseriași trebuie să ragă, precum citez, o privighetoare. Deci este o piesă foarte bogată în sugestii, teme și modalități de abordare de către un regizor. Este o piesă cu un repertoriu tematic inepuizabil și foarte actuală. Mă face să mă gândesc la un citat celebru din istoria culturii. Se spunea că un roman este o oglindă aruncată deasupra unui drum. Ei, muzica de la Visul unei nopți de vară a lui Felix Mendelssohn Bartholdy nu e o oglindă aruncată asupra unei piese. Este o altă piesă ridicată într-o altă realitate, în realitatea relațiilor sonore. Și vă propun să ascultăm câteva minute din această uvertură celebră într-o interpretare celebră. Da? Thank you.
Cred că v-a plăcut, deși e prea scurt, e prea scurt fragmentul de minunăția aceasta. Discutam vizionând secvențele de la Filarmonica din Berlin cu Kurt Masur, discutam de faptul că există o categorie de muzică, muzică programatică. Această uvertură a lui Felix Mendelssohn Bartholdy, care probabil că atunci când a fost scrisă, deschidea un spectacol cu Visul lui Nebuchadnezzar, un spectacol de teatru, pentru că nu a fost independentă. Deci această muzică programatică care a creat capodopere muzicale, reprezintă legătura dintre un text, o idee și un sunet. Da. Mie primele acorduri mi-au sugerat intrarea într-o lume feerică, o lume de bas, lumea aceea a celor forțe supranaturale, Titania Oberon, urmată apoi de niște crescendouri care punctează faptul că, deși avem o comedie, comedia este punctată de numeroase conflicte susținute la diferite niveluri. Este vorba de conflictul dintre regele și regina spiridușilor, Titania și Oberon, pe de o parte, pe de altă parte conflictul dintre Tezeu și Hipolita, care purtaseră un război în toată regula, în fine conflictul dintre cele două cupluri de tineri îndrăgostiți care evadează în pădurea ateniană, unii fug spre a-și găsi libertatea pentru a scăpa de constrângerile familiale, de constrângerile parentale, pentru a-și găsi fericirea, libertatea, celălalt cuplu fuge pentru a-și regăsi de fapt jumătatea sortită de către legiuitori și de către conducători și părinți, și acolo se intră în tot felul de conflicte care de fapt reprezintă coloana vertebrală a întregii construcții dramatice. Iar muzica mi s-a părut că punctează perfect aceste momente din piesă. Satisfaceți! Găsit, dragi prieteni, la noua ediție a emisiunii Univers Shakespeare. După ce săptămâna trecută am avut plăcerea de a fi introduși în atmosfera muzicii elisabetane de către muzicologul Cezar Lungu, iată că avem plăcerea să-l avem din nou invitat astăzi pe domnul Cezar Lungu, care ne va prezenta o serie de creații muzicale inspirate din opera Marelui Will. Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit și eu și regăsit, domnule profesor! Da, așa cum spuneați săptămâna trecută, Shakespeare este un geniu care transcende veacurile și el nu este important numai prin creația lui, prin ecoul pe care creația lui le-a avut în veacuri și peste veacuri. Și faptul că a fost un permanent izvor de inspirație pentru oamenii de artă, de la moartea lui și probabil în viitorime. Eu m-am gândit astăzi să ne rezervăm emisiunea unui compozitor care se numește Felix Mendelssohn Bartholdy și care a scris la 17 ani, deci la o vârstă foarte fragedă, o capodoperă a muzicii universale, care se numește Visul unei nopți de vară. Visul unei nopți de vară, uvertura lui Mendelssohn Bartholdy, pe care a compus-o la 17 ani și pe care a definitivat-o în alte variante până aproape de moarte, este o lucrare care este atât de spectaculoasă muzical, atât de frumoasă, armonic, se leagă sunetele unul de altul, încât nu știu dacă există săptămână în care în lume să nu se cânte odată la o filarmonică sau undeva Visul unei nopți de vară. Dar aș vrea să aflu de la dumneavoastră, scurt, ce înseamnă Visul unei nopți de vară, piesa
în creația lui Shakespeare? În creația shakespeariană, visul unei nopți de vară înseamnă, de exemplu, luând un exemplu local, România, înseamnă piesa cu cele mai multe montări în ultimii 50-60 de ani, alături de comedia A 12-a noapte. Este o piesă în care se întrețesc numeroase teme, o piesă foarte bogată în sugestii tematice. Este o piesă despre lumea patriarhală în care femeile sunt dominate de bărbați și sunt obligate să asculte de părinți și nu de glasul inimii. Este o piesă în care amazoanele sunt dominate de către războinici, sunt capturate și luate ca trofee pentru a deveni soții în Atena lui Tezeu. A 12-a noapte, așa cum arăta marele nostru shakespeareolog Leon Levitsky, este o piesă cu profunde implicații filozofice, în care este foarte bine nuanțată diferența între esență și aparență, între realitate și vis. A 12-a noapte, în interpretarea unor exegeți recenți, este un manifest, dacă doriți, împotriva etnobotanicelor. Shakespeare este contemporanul nostru pentru că în această piesă arată dezastrele pe care le provoacă substanțele psihotrope pe care jucăușul Spiriduș Pac le administrează unei perechi de îndrăgostiți, care în urma acestui consum de etnobotanice, de substanțe psihotrope aplicate pe ploape în timpul somnului, uită cine este persoana îndrăgită și trec prin niște schimbări de identitate, schimbări de sentimente. În fine, visul unei nopți de vară este în același timp un spațiu al jocului, al gândirii libere, în așa zisa pădurea ateniană, între ghilimele, opusă civilizației citadine, cetății. Este o geografie imaginară inventată de Shakespeare, în care eroii de mitologie greacă se suprapun peste personajele supranaturale care provin din folclorul celtic. Este vorba de Titania, Oberon și toți acei spiriduși din cultura celtică. De asemenea, avem un alt strat geografic, acele personaje citadine, meseriași, care montează o piesă în timpul liber, repetă o piesă, ne aduc aminte de acele trupe de amatori din vechiul regim din România, când se făceau spectacole pentru cântarea României. Deci acei meseriași care în timpul liber sunt împătimiți de arta dramatică, le place să repete și pregătesc un spectacol pentru a fi jucat la curtea lui Tezeu cu prilejul căsătoriei dintre Tezeu și Hipolita. Aici Shakespeare ne introduce discret ceea ce pe vremuri se numea o șopârlă, o aluzie la cenzura epocii în care a scris această piesă. Trage un semnal de alarmă asupra faptului că în epocă cenzura se manifesta în mod foarte violent. De aici acele aluzii în care meseriașii și-au toate măsurile, nu cumva să le sperie pe doamnele din primul rând în timpul piesei jucate, pentru a nu ajunge să fie decapitați. De aceea leul jucat în piesă de către unul dintre meseriași trebuie să ragă, precum citez, o privighetoare. Deci este o piesă foarte bogată în sugestii, teme și modalități de abordare de către un regizor. Este o piesă cu un repertoriu tematic inepuizabil și foarte actuală. E o curiozitate. Toți cei mari exegeți al lui Shakespeare au grupat piesele lui în diferite familii tematice. Visul unei nopți de vară nu e nici tragedie, nu e nici comedie. De ce au, unde au găsit? Unde au găsit locul? Visul unei nopți de vară cred că ilustrează în modul cel mai clar definiția comediei. Deci este o poveste plină de încurcături și elemente aparent tragice, nefericite, care în final se rezolvă și societatea reajunge la o armonizare a intereselor, se ajunge la o dominare de către armonia societății, a întregului social. Deci
ca gen aș încadra textul în comedie, mai mult aș încadra această piesă în așa numitele comedii romantice înalte, high romantic comedies. Unii exegeți marxiști de stânga i-au reproșat lui Shakespeare faptul că ar fi fost un acolit, un susținător al ideologiei regimului din epoca în care a scris, pentru că la el eroii principali nu sunt întotdeauna oamenii din popor, nu sunt marginalizații societății, ci de regulă eroii lui sunt conți, duci, nobili de la curte, personaje de rang nobiliar. Deci această etichetă de comedie înaltă vine tocmai de la clasa socială din care Shakespeare își extrage protagoniștii. Deci este o comedie prin excelență. Următorul moment muzical, muzical-coregrafic pe care vi-l propun, este tot visul unei nopți de vară, pentru că suntem în această atmosferă frumoasă și baletul pe care o să-l vizionăm este baletul Operei Scala din Milano, în coregrafia marelui George Balanchine, și o să vedem că acordurile muzicii lui Mendelssohn Bartholdy parcă curg prin trupurile balerinelor. Haideți să urmărim secvența pe care am ales-o. Thank you.
Costumele și scenografia secvenței urmărite mi-au reamintit faptul că marele critic Northrop Frye, în Anatomia criticii, încadra Visul unei nopți de vară în așa numitele comedii ale lumii verzi, opuse lumii albastre. Deci această comedie, alături de Cum vă place, având acțiunea localizată în lumea verde, în pădure, iată, ne oferă un anumit tip de comedie ecologică, dacă vreți, opusă comediilor care au loc pe insule sau la țărmul unor mări oceane, precum Furtuna sau A 12-a noapte. După cum ați observat, în ansamblu, spiridușii erau de două sexe, erau și băieți și fete. Asta mi-amintește de una dintre greșelile care s-au perpetuat în mai vechile traduceri ale lui Shakespeare în limba română. Mă refer la Vlaicu Bârna, Șteo Iosif, Dan Grigorescu, care timp de decenii au optat pentru traducerea cuvântului fairy exclusiv prin zână. Ori iată, fairies sunt personaje de două sexe, dar în principal ele trimit spre genul masculin și spre noțiunea de spiriduș. Prin extensie, desigur, putem avea și spiridușe, după cum am observat în acest minunat moment de balet. Mendelssohn a compus această uvertură la 1842, o termină, în plină epocă a romantismului german. Și romantismul muzical german, care este o mișcare europeană generală, vedeți că în artă mereu revenim la faptul că se născocea ceva într-un colț și se muta repede în toată Europa. Romantismul este cel care a redescoperit pasiunea, care a redescoperit omul așa cum apare el frământat, dar în același timp echilibru care îi reiese la sfârșitul unui drum frământat. Deși Mendelssohn nu este foarte, foarte acut în acordurile sale, muzica curge, dar prin felul în care armonizează foarte clasic, atunci când după un acord major urmează un acord minor, se simte o deosebire extraordinară de atmosferă. De aceea, cred că are și un succes această uvertură care de două secole se cântă peste tot. Și cred că și în Africa de Sud, dacă participă populațiile de acolo și ascultă la filarmonică, care între altele filarmonica este foarte bună, și cei din Japonia, nu știu dacă îl înțeleg pe Shakespeare, dar au o anumită viziune asupra vieții, asupra spiritușilor care ne înconjoară, asupra celorlalți. Eu cred că au ajuns să-l înțeleagă pe Shakespeare. Există o mișcare la ora actuală foarte viguroasă de globalizarea lui Shakespeare. Acum vreo 2 ani, Asociația Britanică Shakespeare, British Shakespeare Association, a dedicat un număr special intitulat Global Shakespeare, fenomenului de receptare globală a lui Shakespeare în spații până mai ieri considerate exotice, pe toate continentele. Există un profesor american la Universitatea din Washington, profesor de origine chineză, Alexander Huan, care iarăși a contribuit foarte mult la prezentarea în Occident a modului în care a fost receptat Shakespeare în China în ultimele decenii și există o receptare foarte viguroasă care ne depășește cu mult așteptările. Știu că chiar această toamnă urmează să apară la Londra un nou volum dedicat unui Shakespeare global și eu însumi am fondat cu câteva luni în urmă o revistă online pe internet numită Global Shakespeare Journal, unde publicăm lucrări primite de la critici universitari de pe toate continentele. Da, au apărut mai multe numere. Am fost și eu la lansarea unora. Cred că nu mai avem multe minute și n-aș vrea să vă duvim, telespectatorii noștri, de un alt fragment celebru. Sunt convins că îl veți recunoaște fără niciun fel de problemă, pentru că de peste un secol jumate însoțește evenimentele de familie ale prinților, dar în ultima vreme și evenimentele de familie ale oamenilor de rând.
pentru că nu mai avem foarte multe minute și o să trebuiască să terminăm emisiunea noastră cu, haide să spun, cu marșul nupțial din Visul unei nopți de vară de Mendelssohn Bartholdy. Pentru emisiunea viitoare, la ce să ne gândim, domn profesor? Ne luăm rămas bun de la telespectatori, promisându-ne că săptămâna viitoare vom reveni pentru noi audiții inspirate de opera shakespeariană și propun să ne gândim la Romeo și Julieta, o altă poveste eternă și de mare actualitate. Până să ajungem la Romeo și Julieta, haideți cu marșul nupțial.